Federația noastră a tras de mai mult timp acest semnal de alarmă care ne-a adus, uite, din păcate, în situația care s-a întâmplat și anul ăsta, respectiv rezultatele destul de slabe de la bacalaureatul obținut de elevii din Bobiceni. Elevii nu sunt motivați să învețe pentru că multe din informațiile primite nu le sunt utile pe piața muncii, susțin sindicaliștii. În plus, evaluarea elevilor este și învechită. Elevii sunt încurajați să învețe pe de rost lecțiile, nu se aplică în practică noțiunile dobândite, ceea ce va însemna un minus la locul de muncă. Nici profesorii nu mai sunt motivați. Din cauza eforilor mici, tinerii bine pregătiți ocolesc profesia de cadru didactic. În acest mod, la catedră ajung dascăli slab instruiți, iar elevii sunt și prost pregătiți. Am pus situația dificilă care s-a creat pe subfinanțarea învățământului, pe necesitatea reorganizării sau, cum să zic, refacerii programelor școlare în așa fel încât acestea să fie adaptate mai bine, mai mult la nevoile școlii, la nevoile copiilor în ultimă instanță. În Dâmbovița, numărul tinerilor absolvenți de liceu care au ajuns în șomaj se apropie de 1800.